Deșteptarea. Mă gândeam că nici sezonul ăsta n-a reușit să ajung în Delta. N-am văzut Delta nici anul acesta. Știu eu un loc fain în Delta, dacă vrei te trimit, că am eu niște cunoscuți acolo. Aha. Cazare. Discutăm. Ok, stuful stuf, plaja. Mie îmi place în Delta partea dinspre mare. Partea dinspre mare. Pe de altă parte, citesc aici o știre, comisarii ANPC au dat în ultima săptămână amenzi de peste 500 de mii de lei, unde crezi? În Delta Dunării și nordul litoralului. Da, serios? Printre neregulile constatate s-a aflat un produs expirat de 7 ani. Doamne, deci... O fi fost ceva pește afumat. I-au pus eticheta când l-ați făcut bădie. 2014, i-a fumat. 7 ani. Dar dacă i-a fumat, cred că ține, nu? Aia ți zacuscă. Eu știu dacă ține 7 ani. Probabil că da, mă rog. Ține, domnule, o afumătură 7 ani? Întreb și eu aici, prietenii noștri care sunt mai pricepuți de asta. Când ați mâncat ultima oară o afumătură de 7 ani vechime? Dar ce se poate mânca de 7 ani? Bine, în afară de asta, dacă ai pus la gheață. De mâncat, nu de băut. De băut? De mâncat. De băut se mai găsește, că ai o țuică de 7 ani sau un vin, da, se poate. Cum să îți servească un produs expirat de 7 ani? Poate îți spune, e brânză veche de 7 ani și ți-a și preț suplimentar pe așa, mizerie în bucătării și mucegaie pe pereți. Asta nu. În ultima... Tot de 7 ani. Și nu într-un local sau două din Delta, ci în 65 de locali. Mă rog, au fost verificate 65 de localuri, nu cred că în toate s-au găsit probleme. Au fost date 71 de amenzi. Dacă au fost verificate 65 de restaurante, s-au dat 71 de amenzi. Poate doar la unul. Da, mă gândeam că oamenii erau puși pe treabă, știi? Adică s-a intrat în genul de control, bă, nu scapă niciunul. E control de ăsta tip covor, toată lumea e rasă. Așa. Așa. Ce poți găsi acolo? Poți găsi kilograme de pește, 200 de kilograme de pește fără elemente de identificare. Și produsul a expirat de 7 ani. Tot nu ne-am dat seama și nu-mi dau seama ce ar fi putut să fie. Să ne scrie ascultătorii ce ar fi putut, domnule, să fie vechi de 7 ani. Că oamenii ăștia nu spun. Și adică... încă să fie așa, să te păcălească, să-l mănânci. Să poți să ți-l servească. O afumătură, o afumătură trebuie să de fie. De pește. Că de altceva. Dacă e afumată sau poate e congelat. A avea un pește congelat. Se lipise pe peretele congelatorului. A rămas de la vaporul ălălalt. Așa. Și ăla, pește neinscripționat, știi ce e peștele ăla neinscripționat, nu? Care n-avea dovezi de furnizare. Adică era adus de băieți de pe baltă și să mai făceau afaceri. Pește neinscripționat, îmi place cum sună. Nu așa zicea, parcă așa, neeticheta sau... Da. Nu. Asta nu, e. Doar îmi place cum sună, nu că ai zis tu greșit. E prins de pescari. Aici știi cum e? Cred că statul român ar trebui să rezolve cumva chestiunea asta în alt fel, că... Eu înțeleg unde e braconaj, e braconaj, adică acolo unde se fură dragi. Pe de altă parte, orice turist care ajunge acolo ar vrea un pește care să fie pescuit de un localnic, să fie proaspăt. Și să fie din Delta, nu de la hipermarket. Așa, exact, despre asta, că dacă te duci în Delta și prinzi pește de la hipermarket, nu e nicio treabă. Nu cred că asta e ideea. Adică eu zic că se poate împăca și una și alta. Eu am văzut pe niște cetățeni în Franța că făceau stridii chiar acolo, pe malul portului. Adică, așa e cel mai frumos. Și... Nu m-am dus eu pe marginea Dunării în Călărași să mănânc un pește de acolo din Dunăre. Și ți l-au dat de la... Era din hipermarketul ăla de lângă știință. Da, adică... știu povestea, că și eu eram tot așa. Cred că la același restaurant. N-aveți chiar pește. Pe malul apei. Nu aveți pește, că aici e pește. Întinzi mâna și prinzi... Da. Și pe aia din Franța nu-i verifica nimeni la stridii să le spună, bă, ce-ați făcut, mă, e neinscripționată stridia, unde ați prins-o? Păi aici am prins-o. Fără elemente de identificare. Așa. Așa, fără elemente de... Hai, spuneți-ne, 0728-3132, ce putea să fie de 7 ani? Conservă, zice cineva. A zis cineva că vă gândiți poate greșit la produsele animale. Poate că e vorba de paste, zahăr, fasole, boabe. Da. Corect. Neața, băieți. Eu din ce am văzut, pare a fi un borcan cu ceva condimente, probabil scorțișoară, ceva, oricum, ceva din Sri Lanka. Și dacă e să ne gândim sincer, condimentele nu au neapărat un termen de valabilitate. Dacă erau niște bețe de scorțișoară, eu am găsit niște guișoare de înainte să mă nasc eu, după vremea lui Ceaușescu. Bune. Și încă sunt ok. Dar de unde știi? Le-ai testat, nu? Condimente cu cei 7 ani de acasă. Dar dacă sunt paste, care e problema lor? Adică ce? Dacă păi au fierb la ele până ani? Îți vine rău dacă zici? Au 7 ani.
Da? Serios? Și cred că după ce le fierbi, se fac și mai tari. Nu știu să zic, mă, nene. Eu așa zic, nu știu. Cineva ne spune că are 2-3 borcane de gem de vișine din 2011 sau 2013 și e foarte bun. Pe testatele? Adică... Iar Alex din ea se gândește că ar fi contractul cu Bechtel, nu? Nu știu acum. Bună asta, da, 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 da. Mai avem idei? O conservă de ceva. Da, o conservă, dar de ce? De 7 ani, asta de e sigur. Deșteptarea